Salut și bine te-am găsit la ziua cu numărul 278. Eu sunt Sorin Veștemean și în fiecare zi a anului 2024 fac câte o prezentare la câte un pachet de cărți de joc diferit. Astăzi vă prezint pachetul B Metalux versiunea pe roșu. Haideți să deschidem pachetul, să descoperim împreună. Fără cuvinte cum arată cutia, totul este metalizat. Avem B Metalux numărul 92 Playing Cards Made in USA auriu cu acest roșu metalizat. Așa arată toată cutia de-a lungul ei. Pe una dintre margini, de United States Playing Cards Company, câte o frunzică pe aici, pe aici, pe acolo. Pe cealaltă parte, Metalux Diamondback Premium Cards Quality. Pe spate, design de la B, foarte, foarte mișto și la atingere. Avem stickerul clasic de la Bicycle. Poker numărul 92 scris deasupra. Sub cutie, faptul că-s produs e către cei de la UCPCC în Erlanger, Kentucky, cod de bare. Vreau să străpung acest sticker, să vedem cum arată cărțile de joc, pentru că sunt extrem de curios. Cutia pe alb este cu, pe interior este cu alb și cărțile de joc. Nu am mai văzut de mult un Joker de la B, dar cred că nu era acest Joker pe această albină, parcă era doar albina. Nu știu, poate am mandala efect, habar n-am. Dar știu că era doar albinuța parcă. Știu că stăluța era la fel, scrisul de Joker la fel, dar hai să trecem peste. Asul știu că este cel de la B. Foarte mișto, uriaș, Consolidated Dottery, 92 Made in USA. Niște index clasici, foarte frumos se vede, vizibil pachetul. Partea de picture cards este modificată, deja văd spatele cât de mult reflectă, uitați-vă cum se vede pe carte de pe spatele cărților de joc. Foarte frumos chenarul, culorile, cărțile roșii sunt mai vișini, mai grungy. Se vede foarte mișto tenta de culori și pe cărțile roșii. Pălăria pare un pic mai aprinsă. Foarte drăguțe. Avem și cărțile de treflă, avem și cărțile de inimă roșie. Foarte drăguț. Pe una dintre cărți avem exact ca pe fața cutiei, exact același design, iar pe cealaltă carte B Metalux Stamped with the Real Metal, B Metalux Playing Cards Featured Brilliant Light, Reflection and Ultimate Luxury. Probabil așa este. The next level in card play and magic is now in your hands. Mulțumesc frumos! Și o albinuță aici de desubt. Hai să punem cele patru cărți extra deoparte. Hai să dăm startul la primul inventar pe față. Merg foarte bine, nota 9. 70 pentru cum alunecă, nota 10. Să vedem pe spate. Sunteți curioși? Eu sunt. Wow! Avem acest design de metal. Foarte mișto se vede. Foarte, foarte frumos reflectă. Absolut genial. Ce tare este spatele. Se văd și cărțile de pe față. Acum pot să-mi dau seama ce carte aici. E un 6 de treflă. Nu, de romb e. Trebuie să mă exersez, ok, dar arată foarte mișto și pe margine și reflectă foarte frumos totul. Genial. Hai să vedem și la un evantai. Foarte, foarte bine. Hai să vedem și la cele cu o singură mână. Avem pe dreapta și pe stânga. Ok. E ce trebuie. Hai să vedem ce se întâmplă când facem evantaiul dublu. Pognește ceva pe aici, wow, absolut minunat acest roșu intens, metalizat, genial, rador. Cărțile sunt foarte fine pe margini, excelente pentru dribble, nota 9.50, da, 9.50 spre 10 pentru cât de frumos curg. Să le vedem și la springuri. Ok, cred că o să dăm nota 9.50 pentru că nu sunt tari și se despar foarte bine. Nota 9.50 pentru springuri. Hai să vedem și un display cu ele. Ce mișto se vede. E prima oară când fac un pachet borderless și cu un pattern pe spate un display. Cel puțin de când fac zidul de cărți. Bineînțeles și un cut. Controlul e foarte bun, îmi place diferența de pe spate pe față, cum se vede cu acest roșu metalizat și albe pe față și simple. Cred că putem să mai dăm unul.
foarte mișto și feeling-ul, controlul, design-ul, vizibilitatea la cărți. Parcă țin folii de metal între mâini. Să vedem și o săritură. Wow! Îți dă un pic de fază lungă când reflectă lumina în ochi. Genial pentru sărituri, nota 10. Și bineînțeles un lepaul. Foarte tare, a prins forma de S. Din nou reflectă foarte, foarte mișto. Ia uitați-vă la el. Un pachet din gama de lux. Pentru cum arată pe spate, au nota 10 și le recomand pentru colecție și pentru cardistrii. Și nu știu, dacă vreți să faceți chestii de poker cu el, mi se par excelente. Iar comentariul câștigător de astăzi este de la Eugen Sorin pe rândul 9, coloana 2. Haideți cu el pe zid. Mergem pe rândul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și coloana 1, coloana numărul 2. Apasă butonul de like dacă ți-au plăcut cărțile de joc de astăzi și abonează-te la canal ca să nu ratezi niciun episod. După cum te-am obișnuit, ne revedem mâine, iar până atunci îți urez să ai o seară de colecție. Pa, pa!